La sigur, minim o dată, în timpul vizionării filmului, vă implicați atât de mult în ceea ce arată pe ecran încât pierdeți firul realității. În mare parte, acesta e meritul efectelor speciale. Cu cât sunt mai calitative, cu atât mai mult se pierde hotarul între fantezie și realitate. Haideți să aruncăm o privire în spatele culiselor filmelor noi sau acelor legendare pentru a afla cum creatorii săi au utilizat efectele speciale și cum arată scenele renumite fără animații. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Mandalorian. Cum să faci concomitent un serial fantastic, surprinzător de real, să primești Emmy pentru efectele vizuale și în același timp să economisești pe producere? Creatorii Mandalorian cunosc răspunsul. Ei au obținut toate acestea cu ajutorul tehnologiei revoluționare Stitchcraft. Echipa nu a avut nevoie să caute locații și să transporte tot echipamentul. Toate imaginile de pe fundal au fost afișate pe ecranele LED care, practic, în totalitate acopereau platoul de filmare. Înălțimea ecranului principal era de 6,4 metri și o lungime de 23 de metri. Dar nu e cazul să vă gândiți că Mandalorian este complet digital. În mare parte, efectele speciale sunt create fără tehnologiile computerizate. Astfel, toți extraterestrii au fost jucați de păpuși sau actori. Chiar și droidul IG-11 este un model animatronic. Da, noi știm despre ce personaj ați dori să auziți cel mai mult. În majoritatea scenelor, principalul star a scenarului, micuțul Yoda, este interpretat de o păpușă, cu excepția la câteva episoade unde el, spre exemplu, mănâncă o broască. Apropo, păpușa s-a adeverit a fi atât de drăguță și realistică, încât actorii permanent se jucau cu ea. Îi putem înțelege, fiți de acord? Twilight. În timpul filmării primei părți Twilight, studioul Image Studio Engine avea o sarcină extrem de grea, să creeze modele tridimensionale credibile ale lupilor, încât spectatorii să fie mai empatici față de Bella. Cum s-ar descurca regizorul dacă specialiștii nu ar reuși? Probabil că deghiza oameni în costume care arătau ca fiind false. Bine că asta nu s-a întâmplat. În primul rând, animatorii au studiat anatomia lupilor. Asta a fost necesar pentru ca modelele computerizate să se miște mai realist când urcă sau coboară de pe deal. Înțelegând cum animalul repartizează greutatea în timp ce aleargă, specialiștii au început să lucreze cu emoțiile. Fiți de acord, lupii de calculator par a fi reali, însă cea mai grea etapă s-a adeverit a fi desenarea blănii. Filmările operei au început încă în anul 2010 și la acel moment la Image Engine nu aveau toate instrumentele necesare pe care le are la moment. Însă echipa de pictori în frunte cu Neil S. Curry a reușit să reprezinte practic fiecare fir de păr pe corpul lupilor. Minim pentru această muncă, filmul merită aprecierea noastră. Hobbit. Avertizăm, acum lumea voastră se va răsturna cu capul în jos. Haideți să ne aducem aminte de scena legendară în care piticii au venit în ospeție la Bilbo și i-au distrus toate proviziile de alimentație. Iată, acum totul arată fără efecte speciale. Gandalf umblă prin camera verde singuratic și se preface de parcă vorbește cu cineva. Nici un pitic adevărat. Cât de trist nu ar suna, nu există nici troli, chiar dacă emoțiile și mișcările le-au oferit actorii datorită tehnologiei de captare a emoțiilor. Cei care au jucat rolul de pitic și Martin Friedman improvizau o luptă pe un platou de filmare pustiu, iar asistenții țineau în fața lor undițele cu o bilă la capăt ca ei să privească în direcția necesară și la înălțimea necesară. În general, toate personajele magnifice din trologie au fost create cu ajutorul graficii computerizate. Însă, în scena cu Goldman a participat un actor real, în costum special. Oarecum Friedman a reușit în acest moment să nu râdă? Tenet. Haideți să folosim argumentul inversiunii și să ne întoarcem în momentul când a fost lansat primul trailer a filmului Tenet. Nolan a promis atunci că o să ne uimească. El a ținut cuvântul, dar în afară de trucul cu trecerea timpului, filmul mai este interesant și pentru majoritatea scenelor action. Ele au fost filmate fără utilizarea graficii computerizate. Țineți minte episodul în care Boeing-ul se lovește în hangar? Totul e real, și avionul, și încăperea, și explozia. Conform celor afirmate de actorul John Washington, a
asta a fost epic. Deci, noi vă credem. Sau, spre exemplu, scena cu cursele pe șosea. Echipa de filmare a decis că se vor deplasa invers cu o viteză de 95 de km la oră. Pentru asta, într-adevăr, trebuiau să ascundă în automobil al doilea panou de control și să așeze la el cascadori. Chiar și în scena unde principalul erou și Neil sar pe clădirea de la etajul 20. Ecranul verde nu participă. Coordonatorii de cascadorii s-au gândit. Cum ar fi dacă ar fi sărituri cu Bungay? Însă invers. La final, ei au instalat pe acoperiș o structură rezistentă de aluminiu. L-au atașat pe Pattinson și Washington de ea și prin apăsarea butonului îi atrăgeau în punctul necesar. Nu mai vorbim despre scenele cu lupte. Actorii au fost nevoiți să repete ore întregi toate aceste mișcări făcute invers. Spider-Man, întoarcerea acasă. Văzând cadrele de pe platoul de filmare, mulți dintre voi ar putea să rămână dezamăgiți. Peste tot e fundalul verde, trambuline, funii și diferite mecanisme. Unde este toată epicitatea care am văzut-o la cinematograf? Deci, ea a fost creată într-un cabinet aparte cu inscripția, efecte vizuale, personalul său a muncit cu adevărat. Amintiți-vă scena în care un feribot gigantic era cât pe ce să se divizeze în două, însă supereroul reușește să le conecteze cu ajutorul pânzei. Pentru o astfel de imagine detaliată, echipa din 282 de artiști a avut nevoie de circa 3 ani. Vă imaginați ce muncă enormă s-a făcut. Chiar și comportamentul a fiecărui tip de pânză a fost gândit minuțios, iar însuși feribotul nu este în totalitate virtual. De la început, decoratorii au creat un model tridimensional și după care inginerii au făcut decorațiunile finale. S-a primit o construcție impresionantă de aproape 20 de metri lățime, 14 în înălțime și 30 în lungime. Fiecare din jumătăți cântărea 95 de tone și la momentul potrivit între ele a fost vărsată în jur de 150 de metri cub de apă. Chiar pe platoul de filmare, atât de fort pentru spectatori. Oare nu-i minunat? X-Men Apocalypse. Noi nu vom greși dacă vom spune că din tot filmul cel mai bine ați reținut scena în care mutantul Mercur zboară prin conacul ce a explodat și salvează studenții. Deci, haideți să vedem cum ea a fost filmată. Desigur că, în realitate, Evan Peters nu a alergat cu o viteză nebună pe platoul de filmare. Totuși, a fost nevoit să transpire. Regizorul îl punea pe banda de alergat cu o cheie cromatică și să alerge contra unui imens aparat eolian și chiar să poarte pe el oameni înghețați. Restul muncii au făcut-o operatorii și studioul Rice & Son. Primii au utilizat o cameră 3D Phantom în cutie rezistentă care se mișca ca o explozie cu aproape 130 de km la oră și filma aproape 3000 de cadre pe secundă, iar băieții din Rice & au creat toate efectele vizuale și decorațiunile, inclusiv și cele mai mici detalii. Chiar și câinele este animat. Deci aceasta a fost o creație lungă plină de chinuri. Dar s-a meritat! Attraction. Să distrugi o regiune unde trăiesc oameni pentru o singură scenă e un lux chiar și pentru operele cu un buget extrem de mare. Cum atunci putem explica scena din filmul rus Attraction, unde o navă cu extraterestre distruge o întreagă zonă la capătul Moscovei? Trebuie să mulțumim pentru aceste imagini echipa Minro Post. Tipii literalmente au creat un oraș digitalizat, specialiștii au dezvoltat un program de generatori în care pe bucăți au colectat clădirile, ca și în Lego, doar că mai fain. Pentru a părea într-adevăr realistic, au fost nevoiți să utilizeze schemele de construcție a clădirilor reale, ca la distrugere ele să se poarte de parcă ar fi reale. Doar imaginați-vă, chiar și bucățile din beton cu armături proeminente au fost create de algoritmi de calculator. Mai mult ca atât, unul din lucrătorii studioului a găsit în rețea generatorul de trafic datorită căruia toate automobilele din film reacționează unul la altul și se opresc la semafoare. Da, transportul la fel nu e adevărat. După ce regiunea virtuală a fost asamblată, rămânea doar să arunce peste ea nava spațială. S-a primit uimitor. Mulan. Începem cu un fapt interesant. După cum spune directorul de efecte vizuale, Sean Faydon, pe platoul de filmare uneori se aflau 67 de cai vii. Iar acum amintiți-vă scena în care Mulan este călare pe cal în timpul unei avalanșe. Cum credeți? Vântul negru pe aceste cadre este adevărat? Pentru asta vom merge direct în platoul de filmare pentru a vedea cum actrița Liu Fei manipulează cu măestrie un model mecanic acoperit cu o materie verde. Nu vă indispuneți, noi la fel nu am ghicit.
este practic imposibil să deosebești calul digital creat de studioul Imageworks de unul adevărat. Desigur că s-a lucrat mult și asupra mecanismului. A fost creat un program special care face ca calul să se miște în ritmul necesar. Însă animatorii i-au întrecut pe toți. Ei au luat un model real al unui cal 3D și au creat pe baza sa un schelet virtual, mușchi, chiar și grăsime. Totul pentru a face mișcările corpului realistice la maxim. Deja ați văzut rezultatul final. Interesant! De ce va fi capabilă grafica computerizată peste câțiva zeci de ani? Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care film vă place cel mai mult dintre cele prezentate de noi. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Thank you.